Aeroportul Internațional Chișinău anunță inițierea unei noi licitații publice în vederea selectării unui locatar pentru spațiile comerciale din incinta aerogării. Anunțul a fost făcut pe 29 mai, după ce alte două licitații cu strigare organizate anterior de guvern au eșuat. Pentru a eficientiza procesul, aeroportul anunță că noua licitație se va desfășura conform unor noi condiții. Astfel, autoritățile au decis să divizeze licitația în două loturi, magazine și restaurante. De asemenea, a fost redus numărul de aeroporturi în care participanții trebuie să-și demonstreze activitatea, de la 10 la 7 aeroporturi. Totodată a fost extins termenul contractului de locațiune de la 3 la 5 ani. Aeroportul anunță că au fost reformulate și criteriile obligatorii cu includerea explicațiilor suplimentare fără a lăsa loc de interpretări. Amintim că Aeroportul Internațional Chișinău a fost concesionat în 2013, atunci când a devenit proprietatea companiei Avia Invest, controlată de Ilan Șor. Contractul de concesiune, stabilit pentru o perioadă de 49 de ani, obliga compania să efectueze investiții de peste 240 de milioane de euro. În 28 martie 2023, aeroportul nu mai este administrat de compania Avia Invest, ci a trecut în gestiunea statului, iar procesul de preluare a activelor a demarat. Pe 3 aprilie 2023, șefa statului Maia Sandu a declarat că aeroportul Chișinău este din nou al cetățenilor, menționând că urmarea schemelor din 2013, statul a pierdut venituri în valoare de 1,6 miliarde de lei.